când firea ta primează, când, vor când -am, vorba ta venin, căci fapta incriminează, cum poți să spui că ești om nou, spălat în sânge sfânt, când tu vorbești doar în argou, din Biblie nici când? Degeaba e un chip smerit, căci nimeni nu te crede, degeaba spui sunt pocăit, când ce ascuns se vede erau atâția farisei în vremuri depărtate, ei se închinau că vai de ei, căutând întâietate. Ei se credeau mai buni, mai sfinți, în și ce lucrare, dar o făceau doar pentru arginți și pentru a lor înduplecare. Dacă ești sfânt, prieten, frate, cum zici mereu din gură, dă celui slab întâietate și ascultă de Scriptură. Și dacă a greșit cumva în vorbă, în umblare, să-ți fie blândă vorba ta și în drumul pe cărare, căci dacă mustri mai mereu și sper la o minune, tu nu îndrepți, ci faci mai rău neavând înțelepciune. Dacă Iisus ar fi venit în lume doar să certe, n-am fi știut că ne-a iubit încât s-a dat la moarte. Dacă îți spui că ești creștin, să lași deoparte firea, tu să vorbești cu da, amin, și să slăvești mărirea. E așa de aproape întâlnirea, tot mai aproape zi de zi și vei ajunge în fața celui ce a coborât din veșnicii o suflete, fi treaz, veghează, păstrează alb al tău veșmânt, căci nu știi clipa când acasă te va chema cel veșnic sfânt. Amin.